O problemă ce necesită rezolvare de ani buni o reprezintă puntea spre Cotul Vameș. La ultima discuție pe această temă, primarul municipiului Roman, Lucian Micu, a spus că se dorește prevenirea degradării acestei punți și că va interzice prin anumite mijloace accesul celor care traversează puntea cu motorete și motociclete. O altă problemă pe care dorim să o rezolvăm se referă la puntea pietonală spre Cotul Vameș, acolo unde, în ciuda tuturor intervențiilor pe care le facem de reparație a celor grinzi, din păcate sunt persoane care vin dinspre Ion Creangă, dinspre Comuna Horia cu motorete, cu scutere și prin acționarea forței motrice îndepărtează scândurile de pe punte. Dorim să punem fie un sistem de blocaj doar pentru pietoni, maxim având posibilitatea cei care vin cu bicicleta să ridice acest sistem o bicicletă, dar în acest fel să căutăm soluții de protejare a acestei punți și mai departe să reluăm un proiect mai vechi care există în primăria municipiului Roman, să îl actualizăm și având în vedere faptul că am primit refuzul din partea Ministerului Apelor Române pentru a se asocia împreună sau a ne fi dat în administrare digul de pe Moldova, noi am avut în vedere ca împreună cu proiectul de reabilitare a clădirilor din strada Fabricii și infrastructura rutieră din zonă să amenajăm și acea faleză mult dorită la Roman pe digul de pe Moldova și puntea pietonală. Va trebui să ne orientăm cel puțin în ceea ce privește puntea, fie din fonduri proprii, fie dacă nu, să încercăm o discuție la Consiliul Județean pentru a o preda către Consiliul Județean și reabilitarea din fondurile Consiliului Județean. După aproape 2 săptămâni, la intrarea din zona Romanului pe puntea respectivă a apărut și rezolvarea temporară, anume un bloc de piatră care să blocheze accesul celor care vor să traverseze puntea cu motociclete, dar care îi pune în dificultate pe bicicliști. Soluția n-ar fi asta, din punctul meu de vedere. Să gândească mai bine și să nu folosească. Prin faptul că dacă trece eu, poate un doar bătrân, o femeie cu copilul, cu căriciorul, cu căruțul, cum procedează? Nu, pur și simplu e jenant. Din punctul meu de vedere e jenant. Am impresia că domnul primar nu are cunoștințe de așa ceva și ar fi mai bine ca decât să dați la televizor să-l informați pe dumnealui, vă rog, respectos, că e mai practic. Da, da, da. Și, nu știu, ca să folosesc, nu pot să folosesc cuvinte vulgare că nu și-au rost. Nici nu se merită. Mai spuntea asta așa cum e. Mai zis, dacă se mai ia câteva scânduri, vine cineva noaptea, cate direct în... Ce a trebuit să se facă? Ne pui câteva scânduri noi. Da, ca să nu se mai fure. Da. Ce trebuie să se facă? Să se pune lumină. Merg cu scuterile, cu motocicletele ca la raliu și sar scândurile astea. Eu, cu accident vascular, trec foarte greu puntea când sunt lipsă scânduri. Deci n-ar trebui mutat bolovan. Nu, aici se rămân. Nu-i bun nimic, nici nu trebuie să ajung, nici ce au făcut aici. Au făcut un fâs de termocentrală și trebuia să facă barom un drum, o șosea, că Vasile Lupu de aici, cheamă și Vasile Lupu aia, de acolo. Trebuia să facă o șosea, un dic circulabil, că se treacă mașinile, barul nu trebuia de tonaj, dar putea să treacă autoturism și prelua circulația care așa. Și de ce au pus, probabil are defecțiuni asta. Cine mai întreținut-o de făcut așa. Și în rest, aceea clădire aia de acolo trebuie să fie aici. În partea asta și cablul nu mai rupea. Apa când vine, cum o pun eu, cum sunteți dumneavoastră reporteri, la reporteri să facă orice ce se va anunță, orice ce se face în oraș, să vorbească și cu populația orașului, din cauza că populația acum merge peste tot în lume, nu mai este ca înainte și poate da o idee, nu trebuie să
facă și ei nu se inspiră, dau și polițienii ce știu, să trece. Și polițienii ce știu. E greu, nu acum traficul. E greu? Da, nu e greu deloc. Nu? E bine că s-a pus bolovan. Da, aici. Bineînțeles, că se rupe puntea. Oamenii merg cum vrei. Și așa nu cum e. Ce fac, băi, Nelu? Păi nu mai fac nimic. Da, bine, o zi bună. În rest, nu-i corect nimica, nici nu știi cum se botează, nu se botează corect, nu se duce un consilier, un deputat sau ce, se duc în fiecare cartier, se pun acolo. Nu o să vină prima dată multă lume, dar după aia se obișnuiesc cum și o să vină. O să fie, dar așa, dacă nu, ei se aleg, ei între ei, ei se pun pe liste, e o porcărie tot ce se... Ci de asta existăm și suntem nimica. Pentru mine e ok, dar pentru oamenii mai în vârstă nu știu ce să zic. Adică nu am văzut nicio motocicletă până acum pe pod. Da, așa care izbier să salte scândura, așa ce nu pune un pare. Dar și le-am rupit pe apă? Motocicletele. Am văzut așa eu. Așa am văzut. Că eu viu și dau lapte sara târziu aici și îi văd. De ce? Copcii fac o așa, nu aici care vin motocicletă, ce îi văd de treaba lui că se duc să fac servici. Dar aici știți mai rău. Dar nu-i frumos ce-o fac. Nu-i frumos. Dar trece o femeie cu un căriciol, cu un copil mic. Da, unii sfat, duce-le de la spital, aici, aproape, spitalul. O femeie bătrână care e bolnavă. Un căricior, cu ceva, cu dus. E frumos? Deloc nu-i frumos. Unii, doamne Leonardo, se vadă, că el a zis că bage mea, că e puntea și o face ca lumea. Cum o face? Nu-i frumos și faci. Nu-i frumos. Dacă ar fi doamne Leonardo, eu m-am pus la primărie și o să ne ducem în oraș. Ne adunăm tot cotumbani și ne ducem în oraș. Ca așa au vrut. Cine a spus asta? Primarul de la Hoia, o zis. Să vă adunați toți oamenii din Cotovameș. Da, și ducem la primar în oraș. El a luat puntea în primire. Dar lasă oameni, că noi am plătit-o, Cotovameșul. Plătit-o și Hoia, făcut. Noi am dat bani acolo la primărie și-o făcut puntea. Că mergem pe o scândură, mergem cu bacul. Că eu sunt crescută de aici, am 70 de ani. Și știu despre ce-i vorba. Și acum am făcut-o mai bun eu. Uitați, fotografiază. Spun, uite. Să aibă ce e plin cartofi. Cum poate să om? Destul tăric e bătrân. Asta este, eu una facă și avre. Bună. Ce părere aveți despre această soluționare temporară a primăriei? Iau, domnul. Care? Ce-a făcut acolo chiotro eu? Piatra. Dar cine l-o... Primăria a pus-o ca să nu mai meargă cei cu motociclete și motorete pe aici, pe punte, și a spus că este o soluție temporară. Da, când s-a montat aici, când a... Alaltă ieri. Lăsat bolovanul ăla. Da. Alaltă ieri. Da, marți. Domnul meu, dacă aș avea o putere, acum l-aș lua de acolo și aș da aici în râpa asta. Pentru că trebuie cu oamenii în vârstă, cu fel de fel de bagaj, uitați o bicicletă, copii cu un landon, cu un cărcior, și nu-i corect. Spui să domn primar să le ia urgent de aici, să trăiți o zi bună. Dar dacă vine o doamnă cu căriciorul, cu un landon, cu copil mic, ce faci? Corect? Nu corect. Să pui paznici civili, să patrulezi 2-3 săptămâni. Care ar prinde să recupereze amenzile. Dar semn este pentru interzis celor care merg, că e suscris. Dacă nu-i pare, nu ne respectă nimeni, nu? Apoi eu mă duc acolo, eu bicicletă la picioare, nu? E corect? E corect. Deci două cazuri m-a lovit pe mine. Din o jumătate încolo e problema. Ce problemă mai exact? Într-o dimineață, o pungă albă, deci cu lanterna dimineața la 4:30, n-am ajuns la muncă. Fulfuie ceva jos, deci eu totuși o led de precauții, au avut și scânduri lipsă, cu lantiena, am luat bicicleta, am pășut-o, dau pun gap, că cumva un semn, să nu șurubă cineva gâtul. Și după ce într-o zi, niște scânduri lipsă și scânduri rezămate de cubrițele la magazinul ăsta, care e închis, rezămate, deci cineva anumea. Dar de ce credeți că se fură scândurile sau... Nu se fură, e bătaie de joc. Sunt dragi niște de copii din partea asta, deci la jumătate încoace nu să mai rupi un loc este. Dar acolo facă lumea. Sunt niște, vin cu bierea, cu gagici, toate cuburile astea de beton la roman și hai să facem rău. Dacă eu m-am dus la dragă scândurile pus anume răzămat, deci nu le aruncă, eu fac și rău. Hai. Domnule, măsuri. Cobola nu e măsură. Să vedeți să mai filmați să zice cât au scândurile să nu-i pute. Cum vi se pare soluția? Ați filmat pe jos? La pot, sunt scânduri. Pe jos. Poate e posibil că intră alții cu biciclete mai mari, căruții sau eu știu... A fost pusă temporar pentru cei care veneau cu motorete și cu... Nu degeaba și putrezați să luați să o iei,
și lumea asta e rea, strică, dă astea în apă, scândurile astea. Și asta e omul, ce să le facem? Dar este bună ideea de a pune acel bloc de piatră acolo? Pe mine nu mă incomodează cu nimic deocamdată. Și eu trec zilnic pe aici. Dar tot e ok, că dacă obrazni și nu înțeleg, e suficient ca să încapă, nu? Așa consider eu, că e suficient să încapă o bicicletă care merg pe jos, să nu meargă cu altceva. Mai... Dar bătrânii care vin cu biciclete sau mamele cu copii? Ei, nu încape căriciorul pe acolo. Așa cum s-a comunicat și anterior, adică în această lună public de către domnul primar Lucian Micu, se caută în acest moment soluții la nivelul administrației publice locale pentru ca acea punte să fie folosită de pietoni și nu de acele persoane care pe motociclete, pe scutere, din cauza vitezei le deteriorează și noi suntem obligați tot timpul să le refacem. Soluția pe care în momentul acesta specialiștii din cadrul primăriei municipiului Roman au găsit-o este de a monta niște turnicheți, până când aceștia vor fi fie achiziționați, fie vor fi confecționați. O măsură temporară este așezarea acelui bloc de beton, care să nu permită accesul decât persoanelor sau persoanelor care au biciclete, bineînțeles. Dar accesul este foarte greu pentru persoane, chiar și pentru persoane cu biciclete, pentru că noi am mers acolo și am filmat oamenii efectiv se dau jos de pe biciclete și le iau în brațe și merg. Ne întrebăm dacă o femeie cu un copil într-un cărucior, ce o să facă? Este pus, e un spațiu foarte strâmb lăsat, adică n-a fost poziționat foarte bine. El a fost poziționat astfel încât să nu permită trecerea cu o motocicletă. Dar un cărucior se poate lua și trece peste acel bloc de beton. Noi vă spunem că nu trec oamenii cu bicicletele. Ei se dau jos de pe bicicletă, iau bicicletă de braș și se strecoară. Eu locuiesc la etajul 1 în bloc și eu încarc bicicleta pe scări și l-a coborât și l-a urcat cu mâinile proprii. Bănuiesc că și cei care stau la etaj pot face acest efort, fie că e vorba de o bicicletă, fie de un cărucior, de a pune peste acest... Da, este temporară. Temporară, da. Temporar poate să însemne o zi, două, poate însemne o lună, două. Nu, merg vorbind de o lună, două. Concret o perioadă când o să dispară și o să fie montați acei turnicheți. Da, asta mă zic, care... Când o să dispară, dacă știți, o perioadă, când o să dispară și adică... Când vor fi achiziționați turnicheți. În momentul acela, blocul de beton va fi eliminat, dar în continuare, cei care vor trebui să iau biciclete, vor trebui tot așa, peste turnicheți, să le ridice. Asta este soluția pentru cei să-i îndepărtăm pe cei care au motociclete să nu mai folosească acea punte pietonală. Vă rog. Scândurile de la puntea aceea sunt luate și de către oameni simpli, din rău voită, care pot trece lejer peste acel bloc și pot în continuare să scoată plăcere de lemn. Din, ei ce sunt? Cum pot fi ei? Nu există o cameră de monitorizare și nici nu putem pune un polițist local la fiecare colț de stradă cu ghilimele de rigoare, dar vă pot spune că încă din primăvară s-a găsit un alt sistem de montare a celor bucăți, ștacheți din lemn pe punte, astfel încât ei să nu mai fie foarte ușor smulși, fie de oameni, fie de cei care îl folosesc puntea într-un mod defectuos. Deși la ambele căi de acces spre punte există un anunț în care scrie că este interzis accesul motoscuterelor, mopedelor și motocicletelor pe punte, el a fost ignorat. Cert este că nici această soluție temporară nu este benefică, având în vedere că mulți bătrâni care merg cu bicicleta și care au bagaje voluminoase trebuie să facă un efort în plus, acela de a ridica greutățile peste blocul de piatră. Un lucru este sigur, accesul e blocat pentru cei care voiau să traverseze cu un vehicul locomotor, dar cum rămâne cu cei care scot scândurile din punte?